Este postul Paștelui și fiecare dintre noi ne pregătim pentru marea sărbătoare a Învierii Domnului. O asemenea pregătire are loc și în atelierul de creație al artistului reghinean Marcel Naste. Pictorul este angajat al Direcției Județene de Cultură și în această dublă calitate va participa la unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale anului. Este vorba despre inaugurarea Bibliotecii Naționale din Capitală, cea mai mare bibliotecă din țară. Marcel va expune alături de colegii săi lucrări cu teme religioase. Noi fiind eu, o colegă de-a mea, Clara Balaș, care se pregătește și a intens pentru această expoziție, și domnul Nicolae Băciuț, deci Direcția de Cultură, care... Pe lângă celelalte lucruri administrative, suntem cei care încercăm și promovăm cât putem de bine imaginea culturală a acestei instituții. Expoziția grupului din județul Mureș cuprinde mai multe tipuri de lucrări, având la bază icoana religioasă. Marcel este însă convins că va face senzație cu cele mai noi picturi ale sale. Este vorba despre o serie de reprezentații a unor scene biblice într-o manieră modernă. Am încercat să creez scene luate din versete biblice, dar care nu au o reprezentare concretă în iconografie. Am încercat oarecum să transpun niște elemente care pe mine mă face să mă inducă la anumite stări spirituale. Deci efectiv parcurg niște etape, niște povești biblice care oarecum formează, deci nu se abat foarte tare de la canonicitate, dar e o altă reprezentare a ideii, altă reprezentare a versetelor la Bibliei, și oricum canonul iconografic nu este un pătrat din care nu poți să ieși. De la expoziție nu vor lipsi renumiții prapuri a lui Marcel Naste. Reghineanul este unul dintre puținii artiști care s-au aplecat asupra studiului acestor obiecte religioase. Am realizat un ciclu de prapuri în foița aurie, folosind și baițuri, zgârieturi și alte tehnici speciale, care au fost iară de foarte mare impact la toate expozițiile care le-au avut în țară și în străinătate. Au fost foarte bine văzuți. Și zic eu, au contribuit foarte bine în amprentarea oarecum a istoriei creștinismului în lume. Am scos și o carte praporii despre aceste lucrări, cu o susținere importantă, unicată, trebuie să recunosc, deci n-am mai fost scos o asemenea carte raportată la prapori, văzuți în trecut, în prezent și în viitor, oarecum, mergând până spre latura artistică, modernă și spirituală. Icoanele moderne și prapurii nu sunt singurele lucrări pe care Marcel le va prezenta la București. Artistul va expune alături de colegii săi icoanele din fereastră realizate pe sticlă în timpul taberelor organizate de către Direcția Județeană de Cultură, precum și crucile din fereastră, o altă categorie de lucrări cu temă religioasă. Marcel Naste mai spune că își dorește mult să expună și la Reghin, dar nu va reuși în viitorul imediat, din lipsă de timp și fiindcă majoritatea lucrărilor îi sunt împrăștiate în toată lumea.